celebre legiuni care au existat vreodată în Imperiul Roman. Participantă la războaiele împotriva dacilor și apoi una dintre legiunile care au rămas în provincia Dacia. Comandantul unei unități în cadrul legiunii se numea Centurion. Îl aveți în fața voastră. Centurionii erau unii dintre cei mai experimentați soldați din legiune. Erau și foarte bine plătiți, colorată. În mână, în mâna dreaptă, poartă semnul distinctiv al centurionului, corectat din când în când pe câte un legionar care nu respecta întocmai ordinele. Ca armament, centurionul are pentru protecție un scut oval, diferit față de scuturile soldaților săi. Are un gladius, spada scurtă romană. Pe piept centurionul avea însemne, medalii, cum le-am spune astăzi, însemne de vitejie în luptă. O protecție suplimentară mai avea pe gambe și elemente numite nemide. Mantia roșie, de asemenea, îl făcea mai ușor de recunoscut față de restul trupei. Pe coif și pe spate, vexiliferul avea o blană de lup, de urs, de leu, ce era mai la îndemână. Echipamentul lui este mai ușor, în mod normal avea un pugio sau un gladius la brâu. Pierdut. Mulțumim. Abilitate foarte mare. Pentru apărare are un scut mare, dreptunghiular. Scuturile. În fața noastră se află un prăștier balearic, recrutat din insulele Baleare, echipat foarte ușor. Arma principală, fiind așa, după cum îi spune și numele, o praștie, care era în stare să arunce proiectile în piatră, ceramică. Avem și trei aristocrate romane în rochi tipice pentru perioada de care ne ocupăm. Costumele erau realizate din diferite materiale, lână, cânepă, vin. Mersi. Daci. Trecem la daci. În fața dumneavoastră se află un preot dac și un comandant militar. Era sub forma unui cap de lup, cu o coadă formată din bucăți de piele sau bucăți de stofă colorată. Se spune că atunci când mergeau în luptă, dacii, mai ales călăreții care purtau acest simbol, băgau frica în dușmani, fiindcă vântii majoritare și dacii purtau armuri atât de metal cât și de piele. Dacul pe care îl vedeți în fața dumneavoastră are o armură lamelară din bucăți de piele, foarte mobilă și care asigura maximă protecție. Din nou, ca și armă defensivă are un scut și ca și armă ofensivă o spadă asemănătoare celei romane. Siga este una dintre armele principale ale dacilor, dar este totodată un semn de statut social. Pare că doar o anumită categorie a dacilor, o anumită categorie socială. La fașă, quindi. Tipul de armură purtat de sarmați era așa zisă, lorica scomata. Armură din sol de piele sau de metal, oferind o protecție foarte bună războinic. Da, cum se aruncă din nou la...
În cazul faxului, maestria luptătorului era hotărătoare. Este o armă destul de greu de manevrat, o armă grea, care în unele cazuri putea să nu ofere avantaj celui care o ia, la fel cum tocmai ați observat. Un luptător dac cu un cosor cu coadă lungă. Okay, a venit 2-2. Mate Coitus! Mate Coitus! Ove! Accelera! Scurt și la obiect! Aplauze pentru războinicii noștri! Precum observați, membrii Asociației Terra Dacica Eterna încearcă să reconstituie pe cât posibil și intensitatea luptelor de acum 2000 de ani dintre daci și romani, nu doar echipamentul și armament. Dacia Roma 2-0 până acum. Aplauze. Acum urmează o demonstrație de aruncare. Vă rugăm să mergeți de acolo din spate. Vă rog o demonstrație de spirit corpul. Colegii nu... Ținta îl reprezintă pe un legionar roman, fără scut. Imaginați-vă că în fața acestor redutabili războinici se afla un soldat care nu avea unde să se ascundă. Mulțumim sarmaților! Se pare că au ajuns la o înțelegere. Dar și vor să cumpere ceva de la romani. În general, când dacii aveau nevoie de ceva de la romani, făceau raiduri deja. Erau specialiști. S-a ajuns la o înțelegere, delegația dacică este postită dincolo de graniță, în interiorul fortului.
Se pare că ceva nu este în regulă. Banii promiși de dați au fost prea puțini. Sau monezile au fost niște falsuri. Garda de corp a nobilului Dac din delegație este reținută de către romani. Romanii vor să-i dau o lecție Dacului care a încercat să bată joc de ei. Îi aplică o corecție corporală. Dacul mai găsește încă puterea interioară de a zâmbi și de a înjura autoritățile romane în timp ce este lăsat să se întoarcă la ei săi. Înțelegerea a căzut, ambele părți se așteaptă la o reacție una din partea celorlalte. O unitate romană intră pe teritoriul dacilor liberi. Intențiile lor sunt evidente. Dacii încep să se pregătească și ei pentru atacul roman. Niciuna dintre părți nu este destul de puternică pentru a înfrânge pe cealaltă pe moment. Romanii se repliază, dar ce se așteaptă la un nou atac. Stai eu pe altă parte și se pare că romanii au câștigat această luptă, dacii se retrag. Romanii se retrag și pentru a-și împrospăta forțele. Romanii simt că zeița Fortuna le surâde, dacă dă un nou asalt asupra pozițiilor dacilor. Pătrund într-o așezare
civilă și reușesc să fure câteva femei dacice. Care sunt din apropiere? A venit să vă faci mundan. Pentru a câștiga bunăvoința sarmaților, dacii vin cu daruri, cu bijuterii din aur, și celebrul aur dacic. Să luptați alături de noi, invadatori, fără femei, care n-au altă treabă, probabil se plichisesc singurica. Domnul, e aur, domnul! Sarmații nu pot fi convinși atât de ușor. Ne trebuie mai mult decât aur, sau mai mult aur. Nu sunt, cu asta vă luați măcar 100 de cai. Dacii suplimentează oferta. Pe toți, te invici. Ia Dumnezeu să nu mai moară niciun dac. Sărbații țin sfat, dar atrași de darurile făcute către daci, vor deveni alianța acestor împotriva romanilor. Războinici sarmați, împreună cu femeile lor care luptă alături, vine tabăra dacilor. Rămân să lupte împotriva sarmaților și dacilor. Odată ce și-au recuperat femeile de la romani, dacii sunt din nou veseli, gata să se întoarcă în propriul teritoriu. Mulțumim, Terra Dacica Eterna! Hai, dați loc, loc, hai! Dați loc! Dați la loc! Pare tu gere kak na 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 mune chumo. Hala yume. Bravo, hai. Aplauze încă o dată pentru membrii Terra Dacica Eterna din Cluj-Napoca. Combinând studiul izvoarelor antice,
cu mișcările dansului tradițional. Sono i linguaggi del cuore. Non osservano regole, se non quelle del battito delle proprie emozioni. Esperienze avvolgenti, dove il sogno diventa realtà e la realtà lascia spazio al sogno. Tante cose si dicono con le parole, ma ci sono momenti in cui se ne rimane senza, perduti, disorientati. È lì che inizia la danza. L'espressione di un sentimento con gesti soavi che tramutano il pensiero in emozione. Le note della cetra, dei flauti e del tamburo, 2000 anni fa come oggi, si fondono con gli eleganti e flessuosi movimenti del corpo e dell'anima, dando vita al simposio, uno spettacolo immortale, congelato nello spazio e nel tempo, che unisce storia e modernità, arte e cultura, ricchezza e povertà, il tutto nell'emozione di un attimo eterno. Thank you.
Trebuie să cântăm la ea?
bun. Nu, după ce se când Да, лежала на столе.